Domnule Cațavencu, ai voit să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata. La ce ai fugit pentru Dumnezeu? Știu, madam, știu. Ce mai e de făcut? Om nebun, mai întreb ce mai e de făcut. Scapă-mă să te scap. Dă-mi scrisoarea. Madam, e cu neputință. Ce? Scrisoarea dumneavoastră... Ce-i cu ea? N-o mai am. Minți. Nu mint. Nenorocitule, ce ai făcut-o? Am pierdut-o. De ce nu pot să te omor? Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? Alaltă ieri seară, cu întrunirea, cineva a venit și mi-a luat pălăria de pe cap și în căptușala pălăriei era scrisoarea. Care va să zică, mi-ai pierdut scrisoarea. Da. Și nu știi? Nu bănuiești pe unde poate rătăci scrisoarea mea? Nu. Nu? Ha! Ești un om pierdut, pierdut. Eu poate să mai scap, căci poate să mai scap. Dar dumneata, ești un om pierdut. Iertare, madam, iertare. Nu te uita, că nu ai pe unde să scapi. Ghiță! Ghiță! Nu e Ghiță, eu sunt. Pălăria mea. Doamne Cățavencu, când mai mergem pe la o țuică? Ce vrei? Ce poftești? Miroși arom cale de o poștă. Și ce ai vrea? Să miros agaz? Eu cu Ana Zoițico am găsit o scrisoare. Da, o scrisoare pe care ai lăsat să-ți o fure onorabilul domn Cățavencu. Lasă pe aia, am mai găsit una în încăierare al Alteieri. Scrisoare? Al Alteieri? E de la Cunufonică către dumneavoastră. Ah, mizerabilul! Domnule, domnule, ești un om onest. Cum pot să-ți mulțumesc? Să-ți spui dumneata mie. Eu cu cine votez? Cu domnul Agamiță Dandanache. Adevărat, Cuniță? Adevărat. Mă duc să-l votez pe Agamiță ăsta. Domnule Cățavencu, pe parola mea, ești un om scăpat cu o condiție. Ascult. Dumneata o să prezidezi banchetul popular din grădina primăriei. Prezidez. Și o să vii aici cu toții să saluți în numele poporului. Ne-am înțeles? Înțeles. Da, auzi, vin încoace. Să trăiască cu Ana Zoițica, că e damă bună.